Am plecat cu această idee de la un articol în care erau exemplificate mai multe ipostaze în care veganii și-au luat hate. Adică dacă stăm să ne gândim, sunt puțini omnivori care ar spune, băi, chiar îmi plac veganii, adică toți prietenii mei sunt vegani, îmi plac, stau cu ei, sunt foarte puțini. Și sunt mai mult ca două echipe rivale de fotbal, dar totuși de ce? Din ce în ce mai mulți oameni adoptă un stil de viață vegan, vegetarian, adică practic renunță la produsele pe bază animală, da? Lactate, ouă, carne, cu toate acestea, hate-ul din partea omnivorilor crește. Pe lângă glumele făcute pe rețelele sociale, unii au făcut stickere de mașină sau magneți de frigider cu Nobody Likes a Vegetarian, a apărut în dicționar cuvântul vegafobia, alții spun că vegetarian este un termen vechi indian care înseamnă vânător prost. Și unii vegetarieni s-au simțit atât de stresați, iar alții au făcut o carte pentru a-i ajuta și cartea se numește Living Among Meat Eaters, The Vegetarian Survival Handbook, care practic înseamnă trăind printre mâncătorii de carne, ghidul de supraviețuire al vegetarianilor. Deci vă dați seama, deci nu am apucat, dar chiar vreau să cumpăr această carte. Sunt maxim de curios ce poate scrie sau în această carte. Sunt curios oare dacă are un fel de tehnici din astea de calmare budiste, adică tu să fii la un restaurant cu prieteni sau cu cineva, să spunem, mai o întâlnire și te duci la un restaurant și persoana respectivă comandă, vreau o friptură și nu știu ce, ochiuri cu brânză și cu cartofi. Și în tine așa simți cum se ridică. Hai să mori de cancer, tâmpitule care mănânci animale și consumi resursele planetei. Dar după aia treci așa prin filtrul cărții de calmare și ești, nu, eu îmi voi lua o salată și un bol de fructe înainte. Și acum știu că vor sări vegetarieni. Să știi că noi avem o grămadă de feluri de mâncare. Știu asta. Liniștiți-vă. De unde credeți că a pornit această chestie? Un studiu a descoperit că, practic, aproape toți vegetarienii se consideră superiori ca și rasa. Adică un fel de rasă pură, așa? Deci, cineva a cumpărat un spațiu publicitar, a plătit, na, ca să pună un banner pe care scria Feeding kids meat is child abuse. Adică, hrănirea cu carne a copiilor este un abuz. Alții s-au dus și au aruncat cu sânge fals pe geamurile măcelăriilor, încât au ajuns măcelarii să sune la poliție și a venit poliția să-i protejeze, pentru că erau atacați de vegetarieni. Acum este un domn care a inventat reducetarianismul. Știți cum o văd eu? Eu o văd ca într-o familie, sunt doi frați. Fratele mai mic este cel răzghiat și este vegan, care zice, nu, nu, nu vreau, toată lumea, să nu mai mănânce carne, nimeni, nici ouă, nici brânză, nimic, nu. Iar fratele mai mare a venit și spune, mă, liniștește un pic. Haide totuși să încercăm să consumăm mai puțin. Deja asta este altceva. Îmi place de fratele mai mare. Știți ce nu înțeleg eu la această dispută? Este singura dispută care afectează, să spunem, natura. Pentru că, în opinia mea, activitatea asta de a consuma carne afectează doar natura. Și să vă explic de ce. Argumentele pe care le aduc vegetarienii ar fi așa. Carnea îți crește riscul de cancer. Lucru pe care eu nu-l văd adevărat, din simplu motiv pentru că unele sau studiile, singurele studii care arată această chestie nu au comparat o mâncare sau o alimentație sănătoasă plus carne și doar o alimentație sănătoasă fără carne. Au luat niște oameni care consumă carne. Acei oameni pot consuma Mac, pot consuma cola, pot consuma dulciuri și automat este un amalgam care duce practic la o viață nesănătoasă. Dar aș fi interesat să văd dacă se poate face o comparație în care, uite, acesta mânca fructe, legume și atât și ăsta l-alt mânca fructe, legume și carne. Și care este mai sănătos? Și dacă vedem istoricul a oamenilor care trăiesc foarte, foarte mult, printre ei foarte, foarte mulți sunt omnivori. Da, sunt persoane care trăiesc peste 100 de ani și au mâncat carne, brânză, lactate în general, ouă, toată viața lor, fără să aibă niciun fel de boală. Al doilea argument ar fi că luptăm împotriva cruzimii animalelor. Acum nu știu ce înseamnă neapărat cruzimea animalelor. Eu o văd prin torturarea animalelor și acest lucru nu se întâmplă în general în fermele civilizate. Adică nu zic că nu o fi unul pe undeva care torturează animale, dar taică meu a lucrat la Adrian Porumboiu. Adrian Porumboiu avea foarte multe firme. Dacă nu știți, printre firmele lui avea Fece Vaslui, când a mers foarte bine, Vio, care era firmă de lactate, Ule Rom și așa mai departe. Mă rog, taihmeu controla, era inginer de zonă și controla 5.000 de hectare plus ferma.
ferma de vite. Și vreau să vă spun că am fost în acea fermă și ferma avea muzică clasică, totul era automatizat, totul era curat, deci vacile alea trăiau mai bine decât 50% din persoanele de la noi din țară. Și singurul lucru pe care îl spun că este greșit în consumul de carne ar fi faptul că se consumă resursele planetei prin faptul că animalele beau apă, animalele au nevoie de mâncare, dacă noi creștem animale în mod industrial, acestea consumă o grămadă de resurse. Acum revenim la început, pentru că m-am extins puțin. Deci, din aceste scandaluri care, să spun, au la bază un lucru care afectează planeta, pentru că avem, da, tăierea copacilor, nu știu dacă au oprit pe cineva să-și cumpere mobilă de la MobExpert sau i-a spus lui maică-sa, mamă, nu mai fă centrală pe sobă, dacă ți-ai făcut vilă, fă-ți electrică să plătești de 5 ori mai mult pentru că s-ar putea să poluăm. Poluarea aerului, da, nu știu câți au făcut griji de mașina pe care o au, dacă câte nopți se scoate, adică probabil sunt și vegetarieni care au motori de 5.000. Dar nu am văzut același conflict la nivel personal, adică nu am văzut pe nimeni niciodată cu o mașină electrică țipând la unul cu motor de 3.0, bă, că tu mi-o mori familia și așa mai departe, sau tu ai să mori de cancer. Probabil este unul din cele mai personale conflicte. De obicei, oamenii au probleme cu firmele, adică firma respectivă poluează sau uite cum a fost cu Volkswagen, că au mințit că nu știu cum poluarea era mai mare decât scria în acte și așa mai departe. Dar când vine vorba de vegani și omnivori sau vegetarieni și omnivori, conflictul este la nivel personal. Eu personal nu am nicio problemă cu absolut nimeni. Deci, sincer, am încercat să mă detașez de chestiile astea și nu am o problemă cu cineva de altă religie, de altă rasă, de alt stil alimentar, nu am absolut nicio problemă. Sincer, consider că tu trebuie să-ți vezi de treaba ta și să încerci să fii un om cât mai bun în societate, pentru că tu vei trăi în acea societate și rudele tale trăiesc în acea societate și poate copiii tăi, poate nepoții tăi vor trăi în aceeași societate, pentru că știu că ești acum, să zicem, la 20 de ani sau la 25 de ani și spui, da, pe mine nu mă interesează, eu arunc gunoaie pe jos, îmi iau BMW de motor 5.0, nu mă interesează, dar tot tu, peste 20 sau 30 de ani, va trebui să ieși cu mască pe față pentru că nu poți să respiri în timp ce te duci la Kaufland. Deci nu uita să dai like, nu uita să te abonezi, ai un clopot acolo de notificări, trebuie să-l apeși. Și cam asta e. De data viitoare. Pa!